Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou episod din Just Cause 3. Ultima când ne-am întâlnit am derat un tren, am pilotat un avion, ne-am dat cu capul de pereți încercând să facem lucrurile astea și aparent tot am reușit să facem chiar foarte, foarte bine. Având succes, am dat cu rebelii de pământ, am dat cu toți de pământ de fapt, dacă stăm să ne gândim așa, oh my fucking god. Wow, asta a fost ceva. Deci asta a fost un ceva anume. Nu știu exact ce a fost, dar a fost un ceva, pot să zic. Oh, Doamne. Deci acum aparent Anica ne caută și aparent ne îndreptăm către o zonă cu roșu. Deci ce înseamnă asta? Deci probabil o să facem misiunea asta și probabil să ne trezim câte să eliberăm zona. Ceea ce e foarte nașpa, de ce? Pentru că mai avem cam vreo 5 misiuni și terminăm jocul undeva pe acolo, cel mai probabil, și chestia asta mă cam enervează, pentru că îmi taie fanul, știi, eu mă pregătesc, sunt gata să distrug totul și să termin jocul. No, stai puțin, tu trebuie să mă eliberez încă vreo 70 de zone, încă 30 de copii, 70 de sate, încă o fermă și ceva și, stai puțin, trebuie să eliberezi și pe Mario din prostia lui. Dar pe Murio n-ai cum să-l eliberezi din prostia lui. Oh, God. Ok, sper că nu rup capul în copaci ăștia. Dar aproape mi-a rupt capul în copaci ăștia. Așa că a fost cea mai safe idee să fac cu de-astea. Ai văzut ce bine a fost. Ok, hai să vedem unde Dumnezeu ajungem. Autoritățile, pe ce m-am mai plimbat eu odată? Într-un stream, probabil. Că a dat departe mai chestia asta. Știi, dacă n-aș fi avut travel-ul ăsta, probabil aș fi folosit un vehicul sau ceva să ajung cât mai repede. Dar e atât de fun să te tragi cu chestia asta și tot așa, încât nu știu. Nu știu ce alege, să mergi cu un elicopter, cu un avion sau cu nu știu ce. Ai chestia asta. Oh, The Great Escape, îmi place cum sună misiunea aia. Ok. Roger down. Ce frumos am aterizat aici, nu ziceți și voi? Pana mea. Ca un adevărat artist. Chiar că. Așa. Ok. Grapa. Ăștia beau groapă? Ce e aia? Groapă? Oh, ok. Așa? Da? Sigur? Ok, parcă nu văd că jumate dintre ei să moară random. I like the sound of these people. Yes. I do as well. I do as well, my friend. Ok, hai să vedem cum faci asta. Roteița se învârte, se învârte, uite acolo. No, never mind. Huh? Hello? I was hoping you would grace us with your presence, Rico Rodriguez. Okay, drop no there. Please, stay a while. Kick up your stay a while and listen. What's up, boy? Okay, mincio nu vă boy. Erau tanti. Ta 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 ta. Nu știu ce am făcut, dar am făcut asta. Nu, nu te aud, îmi pare rău. Vorbește mai tare. Nu te aud, glanțele mele sunt mai gălgioase. Nu, serios, pistoalele mele sunt mai gălgioase ca tine. Oh, God, pistoalele astea sunt nebune. Ok,
Gata. Ok, pistoalele astea sunt geniale. Oh god. Gata? Rezolvat? Ok, mă bucur. Mare armată. Bun. A fost chiar atât de greu. Rich. Păi aici sunt ăștia, nu? Pare nu merge. God damn it. Ah, mă, că mă distram cu aia. Ok, fuck. Gata. Da, plecați, mă, de aici. Serios acum. Ah, oh, uite încă unul. Al doilea. Zăpacile. Easy. Nu știi să tragi, nu știi să tragi, nu știi să tragi. Ok, here goes. If I make one mistake, restart the process. Move deeper into the prison. Oh my god, go deeper. Voi să mergem mai adânc. Cât de adânc? A, nu știu, e doar fun să mă bat cu tine, fraiere. Serios? Oh, nu mai bine. Ce plan să fac, griji? Perfect. Oh. Okay. I'm done. Da? Încerc, boss, eu nu pot să fac de toate. Vrei să vă salvezi oamenii sau vă salvezi pe voi? Rodriguez, yes. Da, tiravelo. Oh. Fuck the tower and go down. Ok, turnul ăsta începe să mă căsăpească pe aici. Vreau să văd cum cade. Serios? Cer prea mult? Atât. Ce au ăștia, frate? Au dit-o mai armura pe ei, bă, că... Hai mă, jos. Nu uite-i pe ăștia aici. Ce faceți, băieți? Bro, not fun. Thank you, Rico. Not fun. It's gonna be nice to welcome them home. Oops, ceva s-a dus naibii. You're a big softy deep down. Glanțe, glanțe, glanțe. Glanțe, glanțe, glanțe. Oh, atât? Era pregătită mai multe chestii. Calling off search. Return to your posts. Oh, fuck. This looks deadly. Yeah, it looks deadly. Hate to bother you, amigo, but thought you might be interested in a Bavarian bomb about to leave the island. Now that's a big no-no in everybody's book. Oh. See me when you find some time in that busy, busy schedule of yours. Yeah, it was. Avem ceva pe aici, fast travel? No. Fuck. Oh my god, de la 500 de ani distanță chestia aia.
Ok. Cred că e momentul să folosim vehicule. Am să iau acest vehicul în numele lui Bob. Paro, băieți. Ok, chestia asta nu funcționează, așa am uitat. Sperăm că e mai rapid decât wingsuit-ul, asta e clar. Sper. Că până când prinde viteză. Aveam un avion, poate era mai bine. Poate era mai bine. Dar mă îndoiesc. Nu, asta nu ce cât mai sus. Nu ne crește și viteza. Ok, ce v-am spune că chestia asta e de fapt mai înceată. De elicopter mai încet, fuck that. Să băgăm noi turbo. Nu l-am lăsat. Oh. Oh shit. Oh fuck. Pa. Kaboom. Oh, doamne, chestia asta e fun. Cum să nu-ți placă un joc care îți permite să faci ce? Mamă, ce mișto e locul ăsta, e așa de întins. Ok, hai să băgăm turbo și noi cu asta să prindem. Ia uite, turbo! Ale mă, hai da! Hopa! Haide! O, că prinde viteză. Ah, uite că aparent chiar merge bine. O, oh, doamne, cum trece de masivitatea aia de apă. Ok. Se vede că puteam să chem un avion. Dar nu am punct de unde să-l decolez. Aici chiar n-ai unde să-l decolez. Dacă era pe muntele ăla, poate. Poate de pe munte aveam cum să-l detonez, dar de aici chiar nu am nicio idee cum aș putea să-l detonez. Ok, ce rol, atunci întorsătură dubioasă. Nu voi avea mult avânt. Dacă vreau să ajung până la capăt. Oh my god. Oh god. De fapt asta am cam încetinit. Vai sfinte copaci. Oh shit, nu știam că te poți prinde de copaci. Uite mă. Afli mai multe zilnic. Cred că de aici aș putea să îmi iau totuși un avion. Ok, hai să vedem dacă putem lua un avion. Sorry guys. Rebel drop. Pa-pa-pam. Pa-pa-pam. Pa-ra-pam. Planes. Ok. Acolo. Cum a venit? Oh, acolo. Perfect. De ce m-am gândit asta la început? Scuze. Oh god. Oh god. Nu. No. Oh, credeam că o să-l prind pe ăla la roți. Asta e mă, bă, băiatule. Vedeți? Oh, dar i s-a stricat aripile. A, nu, așa ca să reglez altitudinea. Oh, uite mă, ce deștept e. Ok, sunt impresionat, nu mai am ce să zic altceva. Ok, hai să vedem cum aterizăm noi aici. Hello darkness, my old friend, I came here till the end. Ok, gata. S-a avut praf. Dar ce s-a mutat asta în munți? Serios acum? Ok, hai să vedem ce zice misiunea lui Sheldon. I don't know why. Sheldon. Hey. It's... Well, I see you to stop by.
alive, son. So you're finally ready to join the fight for Medici. Look, before we get down to business, something I need to say. Yeah, Z. I am a rotten, backstabbing old bastard. That's true. I double-crossed a lot of despots who thought I was their best goddamn friend. Rico, there's only three people I trust. Myself, obviously. Uncle Sam. Obviously. Aww. Look, Buckaroo, I may not always be on the up-and-up, but I would never betray you. I know, it was Zeno. I knew it. I knew from the get-go that lily-livered little yellow belly was up to no good. You know, one day I'm going to ask exactly how it was you and I met on the boat that night my parents died. And I bet I'm not going to like it. Dima! What are you doing here? The Kerko. Rosa said I was needed. Rosa? Told me where to go. How did she... Sheldon? Yes, Rico? Cozying up to the new leader of Medici already. Come on, partner. You know you can't teach an old dog new tricks. What? Rosa Manuela is a champion of freedom. And freedom is my middle name. You're up there, Sheldon. What say we stop that bomb and save the world? Ce se întâmplă? Come on, buddy. Shake a leg. Okay, sunt puțin speriat. What the fuck is happening? Oh my god. A zis cineva o bombă? Sunt puțin cam instabil când vine vorba de bombe. Bombe! Îmi plac bombele. Și femeile îmi plac. Intel says they're loading it onto a plane bound for, shall we say, less rebellious shores. Wow. Say we hitch ourselves a ride. Ce mișto mașina asta. Nu prea am condus de asta până acum. Looks nice. I'll give it a 5 out of 7. Știi? Oh, uite avionul acolo. Zoom. These don't even show up on agency maps. They'll never suspect us. Serios? Ești tu sigur? Eu văd avionul în stânga acolo. You know, you need a more positive outlook on life. You've got an infinite parachute for Pete's sake. Huh? And a loudmouth Texan. Texan? Da, sincer, are dreptate că e texan cu pălăria aia cășu. Băi, sincer, am condus chiar bine. Și acum la final o dau dracu. Never stopped me before. Încerc. Oh, lol. Lol, cum am intrat în avion. Mamă, cum decolează atâta mai namila asta? Serios, nu ai nevoie să mergi cu, nu știu, peste 100 de km la oră? Să decolezi în felul ăsta? Lol, Sheldon. I'll do the rest, ce? Oh god. Yay, fun boys. We are having fun. Hai să ne distrăm, băieți. Cine știe să danseze, să se pună pe jos și să prefacă mort. Cine nu, să stea în picioare. Ok. Aparent, doi știu să danseze. Go on the roof. Oh. Oh, that, wow. Holy shit! Asta-i tare! Ce mișto! Uite, zona asta n-am văzut-o. A fost pe muntele, da? Mamă, vreau să detonez aia. Oare merge? Hai. Mai am nevoie de unul. A, uite. Mai trebuie putere. Eu unesc oamenii, oameni buni.
Hai mă, hai mă. Știu că poți. Ce open fire? Cum stai pe un avion care merge cu viteza asta? Ok, hai să vedem cum facem cu avioanele astea aici. Așa, nu m-am gândit să fac. Cred că sunt prea puternici așa. Ușurel, ușurel, pupați-vă, pupați-vă, pupați-vă. Încerc să fac ceva. Lasă-mă. Oh. Oh god. Încerc, încerc. Mamă, unde mă duce asta? E prea gălăgie, nu mi-au nici gândurile aici. Stai puțin. Nu-l văd pe ăla de dedesubt. Oh god. Bro, mă amețești. Hai, hai, că vă trageți voi. Stai puțin. Oh, mamă. Atât? Șbuf. Give the general this. It does make a very pretty bomb. Lol. Asta a fost toată bomba? Adică detonez chestii mai faine folosind, nu știu, o grenadă. Zău, chestia asta a fost lame. Urât. Lame. No. Cine vorbește asta? Ah, cu ăștia. Ai. Ești un cur patetic. Mai e ceva din el? Vreau să văd. Show me. Vai de cap, un săracu.
quid. And scurry safely through the war. Attack him. Make sure the rebels know you are coming. You send your best troops. Get that fool Sino out of their prisons. I want to know everything he knows. I want to make sure that Rodriguez doesn't learn one thing from that stupid coward. Huh. Asta e drăguț. Tu nu înțeleg care fază cu focul ăla de acolo. And if you see that false prophet Rosa Manuela, burn a bullet through her. Do not fail me again. Well, fuck. Sara ce șoară, căcat. Căcat. Nu merge, n-aveți ce să faceți. Sunt în puii mei, Rico. Faină misiunea, sincer mi-a plăcut. Asta a fost faină, păcă că bombă a fost ca meh. Ok, hai să vedem ce misiune mai ne așteaptă, ca să vă zic dacă e ultima misiune sau nu. Cum se cheamă misiunea azi? Ah, mai avem. Ultima misiune știu că e Son of Medici sau ce așa. Oh, ce bine că nu mai trebuie să eliberez prostii. Oh, fuck. Da, bă, stai liniștit. Cum să nu? Imediat. Și ce e ciudat? Că rebelii nu mă atacă. Ăștia rebelii, că arătați așa nu mă atacă. Deși mă plimb pe lângă ei. Asta e puțin dubios, știi? Dar ok, oameni buni, ca asta ajută și pentru partea asta din Just Cause 3. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați like, subscribe, share și comment. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!